Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Stimați respectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu ghimb, sunt Adrian Simon. Împreună cu mine în studioul Capital TV este doamna Natalia Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara, șefa comisiei sau președinta comisiei de învățământ din Camera Deputaților, zic bine. Să rămână bun venit. Bine v-am regăsit, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. V-am invitat din nou în studio pentru că se întâmplă o mulțime de lucruri în această perioadă. Înainte de emisiune ne-ați și trimis niște printuri, niște cartoane cu niște bani alocați, care din punctul dumneavoastră de vedere sunt alocați discreționar. Și vom vorbi și despre asta pe parcursul emisiunii. Vreau să știu ce ați mai făcut, ce se mai întâmplă în minunatul nostru parlament. Pot să vă spun că există o îngrijorare foarte mare din partea tuturor colegilor din punct de vedere al situației prin care trecem încă, pandemia, și în special a tuturor măsurilor nesigure luate de Guvernul României. Mi se pare că în ultimul timp nu s-a mai pus un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă situația actuală din spitalele din România. S-a pus un accent doar pe această campanie de vaccinare. Simțim cu toții de la o zi la alta îngrijorarea cetățenilor, îngrijorarea românilor și pe bună dreptate. Nu mai sunt locuri în spitale, în special la ATI. Am primit și eu chiar și săptămâna trecută foarte multe telefoane și ale hunedorenilor care îmi spuneau, hunedoreni ce aveau rude și care necesitau transfer spre ATI și nu mai aveau loc în județul Hunedoara, dar nu doar în județul Hunedoara, nu mai aveau loc în județul Timiș, care este aici în vecinătate cu noi. Apoi toate anchetele jurnalistice pe care dumneavoastră, reprezentanții mass media, le-ați dat publicității cu privire la situația din unele spitale au produs cumva o neîncredere, chiar dacă, să zicem, că ar fi locuri libere spre ATI, spre Sibiu, dau un exemplu. Mulți spuneau, nu, la Sibiu nici într-un caz, nu ne dorim ca să ajungă persoana bolnavă din familia noastră, de pentru ce? Că ne este teamă. Asta din cauza faptului că, din păcate, Ministrul Sănătății, Guvernul României, că nu doar Ministrul Sănătății, Guvernul României în ansamblu, nu a conștientizat pericolul acestui al treilea val prin care trece momentul de față, val care în special atacă, cumva să spun așa, componenta cetățenilor mai tineri, și să știți că și eu cunosc foarte multe cazuri de cetățeni cu vârste începând de la 27, 28, 30, 40 de ani care din păcate sunt la ATI și bunul Dumnezeu să-i ajute pe toți să treacă prin această perioadă. Probabil și tensiunea și munca extrem de grea a personalului medical din spitalele respective, faptul că deja trecem prin această pandemie de un an de zile. Deci această îngrijorare o simțim și noi la Parlament. Există un număr însemnat al angajaților din Parlament care sunt bolnavi. Există persoane care s-au îmbolnăvit chiar și din rândul parlamentarilor și da, e o temere. Avem și această posibilitate de a munci online, dar din păcate
cetățenii au mari așteptări și, în special, conducerea Parlamentului, nu numai conducerea Parlamentului, a comisiilor de specialitate, trebuie să fie prezentă fizic acolo. Asta în Parlament. Nu înțeleg un lucru. Spuneți că sunt foarte mulți care s-au vaccinat acolo, care s-au îmbolnăvit în Parlament, dar nu s-au vaccinat până acum? Păi nu au avut această posibilitate pentru că, știți, au nu existat și există anumite criterii. Exact. Criteriile exact, acelea, adică da, nu lucrau da, cu oameni, nu lucrau cu publicul. Nu da, lucrau dar cu... erau acele criterii. În primul rând personalul medical și pe bună dreptate, apoi persoanele trecute de o anumită vârstă, apoi a venit și acest vaccin AstraZeneca, ce era recomandabil persoanelor până în vârsta de 50-55 de ani, mi se pare, dar și aici au intrat în prima categorie reprezentanții unor, să spun așa, instituții, chiar și instituții de presă. Noi nu am avut această posibilitate, nici măcar noi parlamentarii, nu de a ne scrie. Încă nu, pentru că nu am avut această posibilitate. Și vreau să vă spun că există o mare, mare îngrijorare. Mare îngrijorare am simțit-o și din partea unedorenilor. Ieri dimineață am plecat undeva în jurul orei 5 dimineața din București pentru a ajunge și a reuși să îmi desfășor activitățile de audiență. Am fost în Valea Jiului, apoi în jurul prânzului am fost la Călan, după care aici în municipiul reședință de județ în Deva. În cursul zilei de astăzi mi-am desfășurat audiențele în municipiul Brad și vreau să vă spun că 80% din cetățenii care au venit în audiență, cu toții erau și sunt foarte îngrijorați de această situație prin care trecem și în egală măsură și din cauza faptului, vedeți, încă este iarnă, termocentrala de la Mintia nu funcționează, nu există apă, căldură, da, se simte și aici în studioul nostru și, pe de altă parte, salariile, pensiile anul acesta nu vor mai avea nicio creștere, așa cum prevede legea, alocațiile nu cresc, de asemenea, în instituțiile de învățământ, pentru că a făcut referire la comisia unde îmi desfășură activitatea. Situația este extrem de delicată. Ieri l-am auzit pe ministrul educației într-o declarație de presă prin care spunea că a luat decizia ca anul acesta să nu se mai dea teze în învățământul preuniversitar, dat fiind faptul că aproximativ un milion din cele 3 milioane de elevi desfășoară învățământul online, dar și acest învățământ online, deja am mai discutat și în emisiunea noastră și știm cu toții, cam 500.000 de copii nu au avut acces din cauza infrastructurii, fie că nu au avut tablete, fie că nu au avut internet. Și... Doamna Natalia, apropo de lucrul ăsta, încă o dovadă a faptului că nu povestim înainte, mi-am adus aminte, asta este, eu știu, unul din lucrurile care pe mine mă preocupă și pe care nu reușesc să le înțeleg de niciun fel. Poate reușiți dumneavoastră. Sau poate că nu aveți nici dumneavoastră răspunsul, sau poate că nu v-ați gândit niciodată la ceea ce vă întreb eu acum. Sunteți președinta Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Dumneavoastră, când ați început prima mare școală, ați învățat și noastră cu Ana Are Mere? Am învățat primele materii. Vă aduceți aminte? Ana Are Mere. Vă aduceți aminte de lucrul ăsta? Ați învățat? Da, da, clar, mi-am amintit. În 2021, da, copiii noștri sunt tot cu Ana Are Mere. Nu mi se pare atât de ok. Mai mult decât atât, vis-a-vis de învățământ, că, repet, sunteți președinta Comisiei de Învățământ. Și dumneavoastră ați făcut Baltagul, ați învățat pe urmă despre Fefeleaga și tot felul de lucruri de genul acesta. Credeți că această materie care se predă astăzi în școli mai este de interes pentru copiii noștri? Ce știu și ce reține această generație, care este o generație a digitalizării până la urmă? Despre, nu știu... Vitoria Lipan și la sfârșit mi se prezintă felul în care își fac dreptate cei doi ucigându-i pe cel care a făcut ce a făcut cu soțul Vitoriei Lipan. Fefeleaga, Calu, Bator, copiii ăștia din ziua de azi mai au interesul pentru astfel de opere? Câți dintre cei de, nu știu, 12 ani înțeleg ceva din La Cireșe sau din La Scăldat? Mai nimic.
Și multe, multe alte lucruri de genul acesta. Plus că există o cutumă, cel puțin în școli, în ceea ce privește studiul limbii române și ne mirăm că ai noștri copii sunt agramați sau că nu știu să vorbească. Dumneavoastră știați, de exemplu, că de regulă la clasă profesorul de limba română vine și predă comentariul literar. Acum o să-mi atrag poate și antipatii, da? Sau le spune, faceți comentariul literar, dar le spune că Titu Maiorescu a spus despre, împreună cu Tudor Vianu și cu nu știu cine. Bun, și dacă Maiorescu și cu Vianu au spus că ăla e un geniu, asta înseamnă că eu trebuie să accept neapărat lucrul ăsta? Sincer, adică mie, care citesc cu așa zisă operă literară, trebuie neapărat să o ridic la rangul de operă dacă nu sunt de aceeași părere, doar pentru faptul că Vianu sau Călinescu sau oricare altcineva care au trăit pe la 1800, nu știu cât, au spus acest lucru? Nu mi se pare normal. De asemenea, li se predă. Mai mult decât atât, copiilor li se cere să formuleze, eu vorbesc despre ceea ce știu, nu știu dacă în țară este la fel, să formuleze o idioțenie de sintagmă care se sună cam așa, în opinia mea, de ce îi trebuie să scrie, în opinia mea, bla 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 și bla bla bla. Dacă spun, cred că, sau sunt de părere că nu e bine, ei trebuie să scrie în opinia mea, cred că este sinonim cu în opinia mea, sau cu sunt de părere că. Mai mult decât atât, cum își iau gradațiile? Cum acced? Crește și salariul profesorului de limba română, odată cu gradațiile obținute. Acești profesori de limba română pe care îi stimez, dar nu pot înțelege lucrul ăsta, când de 30 de ani avem aceeași materie. Adică, cum își iau ei gradațiile? Și mai mult decât atât, Natalia, alte opere literare, în afară de Fefeleaga și Baltagu și așa, n-a mai scris nimeni nimic în țara asta care merită studiat. Bacovia, Plumb și așa mai departe. Bun, genul liric, genul epic. Și am mai observat o chestie. Toate comentariile literare și aici o să fac o referire la Luceafărul Poeziei Naționale, Eminescu. Din punctul meu de vedere, nu este. Dar, mă rog, îmi asum ceea ce spun. Toate comentariile literare, tot ceea ce trebuie să scrie copiii despre Eminescu sau despre alte opere literare, așa zise opere literare, sunt sau trebuie făcute la modul periat. Adică, domnule, trebuie să aduce logii. Să aduce logii autorului, să spui că a fost nemaipomenit, că formidabil, ce sclipire de inteligență a avut autorul ăsta, extraordinar. Și așa mai departe. Vă rog. Deci, observațiile dumneavoastră sunt binevenite. Nu putem critica dascălii, cadrele didactice, pentru aceste, să spun așa, inadvertențe. Societatea s-a schimbat. E nevoie de adaptarea planurilor cadru la aceste schimbări. De asemenea, este nevoie de o mai mare infuzie de capital pentru domeniul educației. Din păcate, și anul acesta, bugetul alocat ad hoc educației a fost de 2,2% din PIB-ul României, nu 6%, așa cum a fost agreat de toate partidele politice. Și aici am să detaliez puțin. La începutul anului calendaristic, chiar am avut o dezbatere la comisie cu privire la adoptarea planurilor cadru. Au venit reprezentanții Ministerului Educației spunând că și dacă ar încerca undeva din februarie să adopte aceste planuri cadru, de fapt aceste planuri cadru stabilesc componența materiilor care trebuie să fie studiate în învățământul preuniversitar pe partea de liceu, învățământul liceal, pentru următorii ani de studiu, 4, 5, 6 ani și așa mai departe. Deci spuneau că și dacă le-ar adopta în luna februarie, nu ar mai fi timp util pentru apoi a le pune în aplicare, inclusiv a avea elevii manuale pentru începerea anului școlar. În consecință, eu am propus Ministrului Educației și propunerea a fost agreată de toți colegii parlamentari, membri ai Comisiei de Educație, să demarăm o consultare la nivel național, să ajungem în fiecare județ al țării.
Bineînțeles, colegii care pot să aibă această disponibilitate din partea Comisiei de Educație, dar în egală măsură, odată ajunși în fiecare județ al țării, să invităm și parlamentarii din județul respectiv să asiste la aceste dezbateri. La aceste dezbateri să participe toți actorii interesați de educație, începând de la cadre didactice, părinți, elevi, inclusiv reprezentanți ai ligilor studențești, dacă există la nivel de județul respectiv sau din partea universităților, pentru a ne spune, în special studenții care sunt acum în anul 2 de studiu, care dintre materiile pe care ei le-au studiat în învățământul liceal le sunt de folos, le-au fost de folos în primii ani la facultate și care efectiv le-au fost inutile și au fost deja, oarecum materia este și cunoștințele pe care ei și le asimilează, nu-și mai au cumva rostul. De asemenea, reprezentanța ONG-urilor, reprezentanța ai cultelor, deci cu alte cuvinte, reprezentanța ai instituțiilor, ai administrațiilor publice locale, primarii care își doresc să dezvolte localitatea, reprezentanți din partea Camerei de Comerț, pentru că trebuie să existe o strânsă legătură între, mai ales pe partea de învățământ dual, profesional, între ceea ce pregătește școala și necesitatea de pe piața muncii din ziua de astăzi. Ei, cu respectarea normelor în vigoare a legislației pandemie, care spune că se pot întâlni până undeva la 30% cetățeni fizic din capacitatea unei săli. În fiecare județ există o sală care să aibă 400-500 de locuri. Mergem pe acest procent de 30%, iar diferența celor care doresc să participe la aceste dezbateri, să dăm posibilitatea de a interveni online, chiar și cu argumente, și să avem cât mai multe propuneri și păreri transmise. Deja am primit foarte multe sugestii de introducere de noi materii, cum ar fi educația antreprenorială, cum ar fi educația juridică și așa mai departe. E nevoie de o amplă consultare și eu mi-aș dori să reușim să avem această consultare, urmând ca apoi să ne încadrăm în termen de centralizare a tuturor opiniilor. Ministerul Educației, așa cum are stabilit prin comisia de experți, din care face parte inclusiv Academia Română, să decidă până undeva în toamna acestui an care sunt materiile care trebuie să fi studiate după ce am avut această consultare din partea tuturor actorilor implicați în educație. Materiile ca materiile, dar și ce trebuie studiat. Și ce trebuie studiat în cadrul fiecărei materii. Haideți să vă mai întreb ceva vis-a-vis de lucrul ăsta, că mi-am adus din nou aminte. Dumneavoastră ați învățat la Luceafărul că această Cătălina era fata de împărat care tinde spre iubire, spre și se îndrăgostește de fata de împărat, asta este sintagma. Deci, vă spun și de ce, toți profesorii, fata de împărat, fata de împărat, comentarii literare, e moda asta cu copiatul eseurilor de pe internet la copii, că mai nou nu mai prezintă interes pentru ei și atunci îl iau de pe internet și în majoritatea eseurilor de genul ăsta e cu fata de împărat. Nu e, domnule, nicio fată de împărat. De unde fată de împărat? Că nu spune niciun unde în poezia asta extraordinară că e fată de împărat. Nu trebuie să generalizăm, pentru că fiecare vedeți, profesor... O generație învață ceva, cealaltă vine și fata de împărat. Din rude mari împărătăși, putea să fie fata lui verișorul, lui tăticul, nu știu cui. Deci, nici de cum fata de împărat. Domnul Simeon, pentru aceasta, pentru a avea o mai bune rezultate... În asta sunt destul de pentru a avea mai bune rezultate în educație, pentru satisfacerea atât a elevilor, cât și a părinților și a fi oameni realizați, și în învățământ trebuie să ne adaptăm la schimbări. Dar pentru aceasta, repet, învățământul are nevoie de o infuzie mai mare de capital și am să spun și de ce. În primul rând, avem nevoie în continuare de investiții în infrastructura școlară. Avem și aici, mai ales după această pandemie, mă rog, încă nu e finalizată această perioadă dificilă prin care trecem, am conștientizat încă o dată cu toții cât este de important ca în fiecare școală să avem un consilier școlar, adică un psiholog. În momentul de față, legea spune că trebuie să avem un consilier școlar la 700 de elevi. Există foarte multe instituții de învățământ care au un consilier școlar și la 1500 de elevi. De asemenea, și din acest punct de vedere, avem un deficit în momentul de față de 5.000 de consilieri școlari la nivel național. Așa cum s-au făcut eforturi pentru sistemul de sănătate, de a se putea face angajări pe perioada pandemiei, eu cred că și pentru educație, pentru că, vă spun, din
datele prezentate de diferite instituții de sondare, reiese foarte clar că elevii sunt foarte afectați de această pandemie și că marea majoritate a acestora au dezvoltat forme ușoare, mai severe, de anxietate, de panică, lipsa de socializare. Toate acestea merg cumva până la urmă în deficitul fiecărei persoane adulte în viitor. Pentru că se pune acolo o amprentă la perioada aceasta prin care trecem. De asemenea, cabinet medical în fiecare instituție de învățământ. Pentru că există foarte, foarte multe probleme. Una dintre problemele pe care noi vrem să le discutăm și să vedem cum venim cu soluții este faptul că în momentul actual, din păcate, România este pe locul 2 ca rată a natalității în rândul adolescentelor. Și din cauza Era acestui să zic. motiv, Da. ne propunem ca la Comisia de Educație să realizăm o subcomisie, un grup de lucru cu instituțiile abilitate în domeniu, cu reprezentanți din partea ONG-urilor, cu reprezentanți din partea cultelor, pentru a identifica cele mai bune programe de conștientizare, de discuții, educația pentru sănătate care și are A cui? rolul A ei, copiilor? A adolescenților? nu doar a adolescenților, inclusiv o mai bună comunicare cu familia. Păi foarte asta vreau să spun, important. doamna Natalia Intotero, pentru că dumneavoastră văd că sunteți bine intenționată, dar hai să gândim lucrurile la rece. Și repet, chiar dacă mi-a trag o antipatie, mi-o asum. Dumneavoastră spuneți că trebuie investit în infrastructura învățământului, că trebuie făcute Dar și în cabine calitatea și umană. în calitatea. De acord. Trebuie să avem școli încălzite, trebuie să avem școli moderne, trebuie să avem tot felul. Dar trebuie să avem mare atenție și ce predăm în școlile alea. Adică degeaba am o clasă frumoasă și nu știu ce, dacă la copilul ăla la oră îi spune, nu știu, fefeleaga, că mi s-a pus mie pata pe fefeleaga. Mai mult decât atât, îmi spuneți că suntem pe locul 2 ca rata natalității în rândul adolescentelor, nu știu care e grupa de vârstă, de la 13 la nu știu câți ani. Păi și cine-i de vină? Statul? Eu? Dumneavoastră? Nu, familia. Nu putem Despre ce vorbim aici? Adică adolescenta aia la 13-14 ani, dacă tot s-a... Stăm la televizor și la o oră nu tocmai potrivită. Dacă s-a îndrăgostit și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Copiii nu se fac prin polenizare. Cineva trebuia să-i facă o educație și acel cineva, în primul rând, este familia. Familia. Domnul Simeon, în Vă rog. momentul în care în familie există griji, în momentul în care mama, Principala tata, grijă a familiei este copilul. categoric, dar pentru copii, părinții încearcă să muncească poate ore suplimentare, salariile sunt așa cum sunt și spuneam că guvernul României pentru anul în curs a înghețat orice creștere salarială, a înghețat orice creștere a alocațiilor și atunci categoric că nevoile fiecărui familii sunt mari. Principala preocupare a părinților, așa cum ați menționat și noastră, sunt copiii. Acei oameni, în primul rând, se gândesc: avem ce pune pe masă astăzi, mâine, am bani să iau medicamente dacă se îmbolnăvesc. Și categorică, principala lor preocupare este de a asigura traiul, cum îmi plătesc ratele, cum îmi plătesc, dau exemplu aici în Deva. Și aici există oameni cu un venit mai bun, dar și oameni cu venituri mai mici, care în aceste zile în care nu ai tu căldură, nu ai apă, ești obligat să mai pui un radiator, un reșou, o altă sursă prin care să încălzești locuința, automat ai cheltuieli în plus și gândul tău este pentru a face bine familiei și poate de multe ori ai nevoie ca părinte de un ajutor. De unde să vină ajutorul? De la cadrul didactic care să țină și nu numai cadrul didactic, că pe lângă e foarte important să existe această conlucrare perfectă. Familie, școală, societate. În momentul în care ești atenționat, poate de multe ori nu-ți dai seama de faptul că al tău copil trece printr-o perioadă mai delicată. Da? Chiar dacă ești părinte și zici că ești persoana care îți cunoști cel mai bine copilul. Și atunci, în momentul în care ești atenționat, atenție, mi s-a părut o tulburare de comportament la copilul tău. Începi să fii mai atent, începi să știi cum să lucrezi, dar pentru aceasta, inclusiv pentru cadre didactice, inclusiv pentru programe, dumneavoastră știți că pe această perioadă de pandemie, care ne-a prins cu toții cumva așa, pe nepregătite, nu doar în județul Hunedoara, nu doar în România, ci în întreaga lume.
marea majoritate a cadrelor didactice care nu aveau abilități în a lucra în sistem online și au plătit cursurile de perfecționare din salariile lor. Deci există dorință din partea cadrelor didactice, dar trebuie să vină și statul și să-i ajute. Dumneavoastră știți că foarte multe dintre cadrele didactice nu au avut acasă infrastructură, nu au avut nici la școală infrastructură pentru a preda acest tip de învățământ și au fost nevoiți să-și achiziționeze din salariile lor tot ceea ce trebuiau pentru a putea să lucreze? Și acum eu fiind un rău, știți ce o să spun? Așa și... Așa și trebuie să avem o mai mare atenție asupra domeniului de educație, asupra domeniului de sănătate, pentru că eu continui să cred că sunt pilonii fundamentali pentru dezvoltarea oricărei nații. De acord cu noastră, învățământul și educația este prioritar, dar revenind și ne încercând să bat foarte mare monedă pe lucrul ăsta, vreau să spun un lucru. Fetele astea adolescente nu rămân însărcinate în timp ce studiază în camere la ele. Nu rămân însărcinate nici în timp ce părinții sunt acasă gândindu-se, cum ați spus dumneavoastră, cum să plătească lumina sau, nu știu, ce să mai pună pe masă. Rămân însărcinate în anumite ipostaze, în anumite locuri care, cu siguranță, numai acasă cu părinții nu se întâmplă. Sau se pot întâmpla în familiile mai libertine, ca să spun așa. Părintele, cred eu, înainte de a se gândi ce pune pe masă, că nu a murit nimeni de foame în România încă, trebuie să se gândească și ce face copilului, unde merge, când merge, de ce merge, cât stă și așa mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să fie un zbir. Dar, mă rog, sunt foarte multe lucruri de discutat, timpul nu ne ajunge în emisiunea asta, nici nu avem competențele neapărat necesare, nici eu, probabil că nici noastră. Luăm câteva momente de publicitate și cu permisiunea dumneavoastră revenim.